Bună ziua! Domnul medic a trecut o dace, da, și m-a călcat și mi-a dat sângele numai pe piciorul. Mamă! L-a luat fix pe capotă. Hai să-ți descriu, da, la spital. Domnul, e ușa închisă. O zi bună! Haideți, domnul, haideți. Așa, gata, am urcat. O zi bună. La fel. Ce coloană? Mamă, dar omul ăla cu Dacia nu s-a asigurat. Vrei închisitez, mamă, mare. Vrei cheamă. Dar puțin să... Ce-o și mă dau. Ia, stai că mi-a dat să deschid. Hai, domnul, hai. Așa, aole. Să lasă închid aici. Bun, haideți, domnul, după mine. Deci să înțeleg cât a călcat careva cu Dacia, nu? Domnul. Da? Haideți înapoi. Bine. A, acolo. Pe aici, pe aici. Sper că sunteți în popor. Am înțeles. Stați pe să mă duc să mă îmbrac. Stați acolo pe bancă. Dacă vă rog. Bun, domnul. Vă rog frumos să mergeți acolo în față. Am să fac niște teste. Să vedem de la ce poate să fie problema. Nu mai umbli așa bine. A dat frontal sau cu ce viteză a avut? Pune-te aici jos, pune-te aici pe spate. Bun, domnul. Cum vă cheamă? Darius Ionescu. Darius Ionescu, în vârstă de... 21, ok. Localitatea unde te-ai născut? Strada Mărului. Strada, ok. Și numele părinților, dacă te rog. Elena și Florin. Ok, bun. Deci ce s-a întâmplat mai exact? Trebuie să notezi aici pe hârtie. Păi când am vrut și eu să te strada, a trecut o mașină. Mm-hmm. Ce fel de mașină era? Era Dacia. Ok, bun. I-a luat pe aia apucat să... S-a apucat cineva să iei numărele de până matriculare? Nu. Ok, stai că trebuie să sun până în poliție să vină până aici. Era o Dacia de aia neagră. Gri, așa. Gri. Ok. Imediat o să vin un polițist, să sperăm. Și pot să preiei el cazul de acolo. Eu o să-ți fac acum niște teste până va veni și el. Bine. Și o să vedem care e toată problema asta. Să mă duc să bag asta în buzunar. Bun, deci da, dați-vă vă rog pantaloni în jos și bluza. Bine, și pocanci, dacă vă rog. Tot, domnul. Ca să vă verific de la A la Z. Ok. Puneți-vă înapoi. Bun. Ok, domnul, să-mi spuneți dacă vă doare pe piciorul stâng prima dată, undeva ating. Da, Bun. Simți ceva dureri? Nu, doar dreapta, okay. Mă doare. Stai să verific piciorul drept. Bun. Ok. Stai că te verific acum la coloană.
Să vedem care e tot, să o vedem bine, de acolo. Plan, da, la picior. Bun, doamne. Să spui dacă te doare pe undeva unde voi apăsa. Sunt mai rece un pic la mâini, nu băgați de seama. Ok, domnule. Observ că nu prea... Nici nu am piciorul drept. Da. Ok. Bun. Deci fii atent cum facem. O să încep să apăs, să văd în ce parte a piciorului te doare. Adică de la gleznă până în jos sau de la gleznă în sus. La gleznă și la genunchi. Da, da, da. Păi acolo simt durerea, dar știi cum e să mai schimbă durerea aia. Să mai zic așa. Bun, hai să începem. Hai să începem un mic masaj, așa, să vedem. Ok, ai zis că la genunchi, nu? Da. Hai să apăsăm un pic acolo. Bun. Bună ziua! Stai, cred că a venit domnul polițiști, aud ceva zgomote. Așteaptă, te rog frumos. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Aici, domnule, da, aici. Da, unde sunteți? Că nu-i prea vă aud, da. Aici, aici. Am și eu nevoie de asistență. Am un pacient aici pe care l-a călcat mașina. Și știe și numărul de matriculare, știe tot, 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 tot. Dacă vă rog frumos. Au venit și polițiștii. Acum o să urmezi să dai niște informații. Da, nu pot să... Am dus și eu așa la bancă să-mi pun banii. N-am vrut și eu să mă duc la secție, m-a călcat acolo o Dacia gri. Și nu i-am văzut numărul. Nu l-ai văzut. Yeah. Ok. De nici nu s-a oprit mașina, doar a mers până în față, nu tot. Domnul, vă pot ajuta cu ceva? Am înțeles. Iată, a venit un om și a chemat ambulanța. Aha. Cum era îmbarcat, știți? Nu, nu știu. Numărul de imatriculare, știți? Nu. Da, i-am văzut Dacia, că era... Ce Dacia? Ce model e? Dacia Logan. Dacia Logan. Culoarea? Gri. Ce număr de imatriculare are? E bine, mă, că ați văzut. Nu știu, nu i-am văzut. Aha. Alte informații mai știți? Cum arăta persoana respectivă? Nu i-am văzut. Nu l-am văzut. Nu înseamnă că e unul care conduce cu viteză prin oraș cu o Dacia. Ok, o să dăm în urmărire. Bun, vă mulțumesc. Să aveți o zi bună. Să aveți o zi bună. La revedere. La revedere. Bun, domnul. Hai că mă duc să iau aici unaltele și începem testarea. Haide, te rup de aici, de pe pat. Haidele... Sau... Nu. Bine. Trebuie să vei aici, este poimcur, în fund. Și voi lua un ciocan ca să se verifică reflexele. Să vedem dacă mai ai reflexe. Bun, hai să luăm ciocanul. Ok. Bun. V-am zis în fund să vă puneți, dar nu așa, că așa nu vă pot. Gen așa, în guguț, știi? A. Salut. Pun ăla ca la scaun, cum așezi da, pe scaun? Da, cam așa. Cum ca pe scaun, domnul ăla. Bine, așa, gata. Bun. Ok, domnul, hai că începem să dau. Vezi că o să dau așa încet, la genunchi, să vedem dacă mai reflexe. Stai să mă trag un pic din față, să nu îmi dai undeva. Ok, hai să începem. 3, 2, 1. Reflexele sunt bune. Mă doare. Okay. Da, păi, nu, te doare pentru că probabil n-a cum verificăm. Da. Mai dăm și pe acolo la genunchi, știi? Ce ți-a zice acum?
din câte văd și din câte observ, tu la tine care problema e în cum a dat, ai cam întins mușchiul. Lucrezi pe undeva? Nu. Nu lucrez. Ok, atunci îți dau o fișă medicală. O să voi completa imediat. Și, na, în caz de ceva, ți-o zice să te duci acasă, să nu stai pe drumuri, că nu o să poți umbla cam două zile. O să dau și o cremă pentru picior. Și, na, haideți vă rog cu mine, îmbrăcați-vă. Și mă duc să vă fac fișa medicală. Stai să nu fac. Domnul, dar hainele vis aici. Da. Păi l-am luat cu mine, ale. Mai a, haideți după mine și poți da acum imediat fișa medicală și crema. Poți să stai și aici, în caz dacă chiar așa de rău te doare, poți sta aici. O, mă doare, mă doare puțin. Ok, hai că mă duc să încep să scriu un calculator. Hai că stau și. Ok. Deci mai puteți repeta încă o dată informațiile, dacă vă rog? Adică numele, prenumele, localitatea... Stai puțin. Stai, așa. Da, domnule, da. Ca acasă puteți să faceți și genuflexiuni, flotări, cum doriți. Darius Ionescu. Darius Ionescu, ok. Vârsta de 21 de ani. Da, da, da. Părinții, așa, un număr Daniela de telefon. Adică Elena și Florin. Ok. Numărul de telefon 07 28 17 5396. Bun, 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 bun. Ok, hai să iau acum o ștampilă. Îl voi ștampila repede și îți voi da povestea cu tare imprimanta. Bine. Oh, da. Asta cred că e bună deocamdată. Bun. Ok. Bun, domnul, imediat o să fie gata. Și hârtia dumneavoastră. Mai apropo, unguentul trebuie să mă duc să-l iau. Da, aștept dacă vă rog să așteptați. Bun, vă rog frumos să veniți aici să vă dau hârtia. Poftim. Gata. Și stai să mă duc să-ți caut și unguentul. Dacă trebuie să mă duc la până mai încolo un pic. Așteaptă dacă trebuie. Bine. Doctor Bob în acțiune. Mănâncă Jim și știți voi continuare. Bun, hai să ne grăbim un pic să nu vă pămâncă să ducem. Ok, hai să iau direct unguentul. Țac, pac, e pentru mușchi, să zic așa, sper să fie de folos. Cum ai instrucțiuni, dacă are nevoie, na, ce zic, o să vorbim. Bun. Stai să vă pun de umă. Bă, dar tot timpul când vin pe aici mă pierd. Bun, domnule. Luați unguentul. Acum instrucțiuni cred că nu aveți nevoie, nu? Bun, e pentru mușchi. Să vă dați la fiecare 5 ore pe picior. Și dacă mai aveți ceva nevoie, mă contactați. Bine. Mai veniți încă o dată. Bine, domnule, la revedere, o zi frumoasă. La revedere.